Grav accident în această dimineață în localitatea Măgurele. O femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani a decedat după ce a fost lovită de un tren privat de călători. Victima se pare că venea din livadă, unde a fost să ia surcele pentru încălzirea locuinței. Nu a observat că vine trenul și a fost lovită în plin în timp ce traversa calea ferată. Am văzut trenul când a trecut. Noi făceam beton. Și am auzit că s-a oprit tren. Și pe urmă a venit o mașină de poliție și am spus, doamne, în stânga undeva, că acolo se aude trenul. Mergând motorul. Și pe urmă cu mașina a doua, a treia. Vecinii au alertat autoritățile. Am auzit trenul șuierând, a oprit, am auzit pe urmă că este o femeie și a lovit-o trenul. Soția s-a dus să ia niște țigări la băiețeștia și acolo a auzit că a lovit o femeie bătrână, zice, era cu lemne în spate. N-avea copii, n-avea decât niște nepoți, femeia a fost foarte gospodară, dar cu oane a dat un prostel. Ori n-a auzit, ori s-a aruncat ea înaintea lui. Femeia a suferit leziuni incompatibile cu viața. Echipajul de terapie intensivă mobilă a fost solicitat pentru un accident feroviar. La fața locului a fost găsită o victimă de sex feminin cu leziuni incompatibile cu viața. A fost declarată decedată. Din păcate, cadavrul nu a fost deocamdată identificat. Trupul nensuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală din Ploiești. În acest caz, polițiștii de la transporturi feroviare au deschis o anchetă.